Salutare tuturor și bine v-am găsit! Înainte de toate, dacă nu sunteți abonați, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și să dați un like la acest videoclip. În urmă cu ceva timp, am făcut un videoclip în care vă arăta mașini subapreciate la diferite prețuri, și mai ieftine și mai scumpe. Unele mașini costau 10.000 de euro, altele 15.000, chiar și 40.000 de euro, dar astăzi o să vă arăt ce mașini subapreciate găsim în Germania la un buget de sub 3.500 de euro. Deci da, există mașini subapreciate ieftine. V-am mai spus în mare parte care sunt avantajele unei mașini subapreciate. În primul și în primul rând, o cumperi la un preț mult mai bun decât concurența, adică că vorbim de mașini ieftine sau de mașini scumpe, o să vedeți că în majoritatea cazurilor mașinile subapreciate sunt mai ieftine, pentru că nu prea se caută. Un al doilea avantaj la mașinile subapreciate ar fi că nu au avut mulți proprietari. Nu știu, poate a avut un proprietar, doi, hai să zicem maxim trei. Pe când mașinile care se caută, mai ales dacă vorbim de mașini mai vechi și ieftine, sunt unele cazuri în care am văzut mașini și cu 6 proprietari, 7 proprietari. Deci da, acesta din nou ar fi un avantaj pentru mașinile subapreciate, proprietari puțini, și un al treilea avantaj pentru mașinile subapreciate, mai ales din videoclipul de astăzi, adică mașini ieftine, ar fi că sunt de la branduri japoneze sau coreene. Știm cu toții, japonezii și coreenii fac motoare super ok pe benzină, motoare fiabile, ușor de întreținut. Deci da, ăsta ar fi din nou un avantaj. Dar cu toate astea, o să vedeți în videoclipul de astăzi și câteva mașini nemțești care sunt subapreciate din motive de caroserie, să spun așa. O să vedeți în videoclip la ce mă refer mai exact. Bun, cam astea fiind spuse, sunt curios ce mașini credeți voi că sunt subapreciate la un buget de sub 3.500 de euro. Aștept părerile voastre în comentarii. V-am lăsat și un link în descriere cu 10% reducere pe Car Vertical dacă vreți să verificați o mașină. Dacă aveți întrebări, știți foarte bine, mi le puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Iar acum, haideți să vă arăt ce mașini am găsit. Prima mașină pe astăzi, care după părerea mea este puțin cam subapreciată, ar fi acest Chevrolet Cruze din 2013. La bază, mașina asta practic este un Opel Astra, de multe ori poți să cumperi piese de Opel și cu siguranță ți se vor potrivi la acest Chevrolet. În orice caz, este o mașină cu un design ceva mai diferit față de un Opel, designul de la exterior diferă, designul de la interior, și în plus de asta o să vedeți pentru prețul cerut este și o mașină destul de bine echipată. Aici din păcate are câteva zgârieturi, dar nu este nimic grav. Interiorul arată foarte bine, avem scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, keyless entry, keyless go, normal senzor de ploaie și de lumină, 4 geamuri electrice. Deci cum vă spuneam, chiar este o mașină bine echipată, mult mai bine echipată decât un Opel Astra la acest nivel de preț. Vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare destul de bună, din păcate aici materialul acesta s-a exfoliat puțin. Vine cu motorul de 2000 diesel de 163 de cai, are 240.000 de kilometri, fiu valabil până în 2022, iar prețul a fost redus la 3.500 de euro. Ce spuneți, ar merita sau nu? Aici avem o Toyota Celica din 2004, o mașină care după părerea mea este foarte subapreciată, chiar dacă ți-o poți cumpăra la un preț bun, mai ales dacă vrei o mașină sport care să fie ceva mai diferită. Sincer, sper și eu ca la un moment dat să am loc în garaj pentru o Toyota Celica ca aceasta. V-am spus, chiar este o mașină care îmi place foarte mult și în plus de asta, prețurile în viitor cu siguranță vor crește. Este o mașină destul de rară. Interiorul arată destul de bine, normal vine cu scaune sport, clima automată, două geamuri electrice, oglinzi care se reglează electric, deci din punct de vedere al dotărilor este o mașină destul de standard, până la urmă este o mașină construită cu alte scopuri. Vine cu motorul de 1.8 benzină de 143 de cai, un motor foarte fiabil, are 180.000 de kilometri, iar acum vreau să-mi lăsați în comentarii dacă merită 3.500 de euro. Aici avem o Mazda 6 din 2004, o mașină care este oarecum subapreciată, ce-i drept, am văzut câteva puse la vânzare în România. În orice caz, pentru prețul cerut, chiar mi se pare o mașină foarte completă, doar că v-am mai spus în alte videoclipuri, modelul acesta din păcate a avut probleme cu rugina, deci trebuie să fii foarte, foarte atent când îți cumperi o Mazda 6. Mașina de față vine cu jantele originale pe 16 și în plus de asta nu are probleme cu rugina, chiar arată foarte bine. Cam așa arată în interior, ce-i drept poate ar trebui curățat, cadotor vine cu clima automată, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, are și pilot automat, faruri cu lupă, deci pentru prețul cerut, cum vă spuneam, eu zic că ar fi o alegere destul de bună.
În general și motoarele sunt destul de fiabile. Vine cu motorul de 1.8 benzină de 120 de cai, are 128.000 de kilometri, tiu valabil până în 2022, iar preț cerut 2.500 de euro. Ce spuneți? Aici avem un Opel Astra H din 2006, care o să vedeți imediat are un număr destul de redus de kilometri. Din nou, multe persoane ar prefera poate un Golf 5 sau o altă mașină, chiar dacă are mai mulți kilometri, chiar dacă nu se află într-o stare atât de bună, în locul acestui Opel. Pe partea de dotări vine cu senzor de parcare pe spate, în plus de asta vedeți și voi pe partea de exterior chiar arată foarte, foarte bine. Vine cu jante din tablă pe 16, cu anvelop în stare destul de ok. Interiorul arată foarte bine, pe partea de dotări vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, două geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, deci este o mașină decent echipată, care cu siguranță ar merita luată în considerare. O să vedeți, prețul nu este mare deloc. Vine cu motorul de 1.6 benzină de 105 cai, are doar 109.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 2.500 de euro. Deci chiar este o mașină care, v-am spus, merită cumpărată. Aici avem un Peugeot 207 din 2009, din nou un model care, după părerea mea, este subapreciat în România, chiar dacă este o mașină care, o să vedeți imediat, îți oferă ceva dotări. În plus de asta, este și în varianta break, adică îți oferă spațiu, dar în același timp încearcă să rămână tot o mașină micuță, o mașină potrivită pentru oraș. Vine cu jantele originale pe 16, din păcate aici are un punctuleț de rugină, dar pe ansamblu vedeți și voi, mașina arată foarte bine. Interiorul arată foarte bine, vine cu scaune sport încălzite, clima automată, comenzi în spatele volanului, 4 geamuri electrice, are și plafon panoramic, pilot automat, oglinzi care se rabatează electric, deci este o mașinuță destul de bine echipată, care se vinde la un preț mai mult decât decent. Are motorul de 1.6 benzină de 120 de cai, 146.000 de kilometri, tiu valabil până în 2022, iar prețul este de 3.000 de euro. Aici avem un Seat Altea din 2011, din nou un model care, după părerea mea, este destul de subapreciat în România, adică multe persoane, cu siguranță, dacă ar fi să aleagă între un Seat Altea ca acesta și un Golf Plus, ar alege Golful Plus. Personal, eu aș alege Altea, adică Golful Plus chiar nu-mi place absolut deloc cum arată, mașina asta, nu știu, pare mult mai modernă decât un Golf Plus. Vine cu jantele originale pe 16, cu anvelop în stare bună, mai are încă un set de jante. Interiorul arată foarte bine, vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, normal 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, iar din punct de vedere al designului interior, din nou, mi se pare peste Golf Plus. Sunt curios ce ați alege și voi, aștept părerile voastre în comentarii. Seatul de față vine cu motorul de 1.4 TSI de 122 de cai, are 160.000 de kilometri, iar acum vreau să lăsați în comentarii dacă merită 3.500 de euro. Aici avem un Renault Megane din 2008, care are doar 66.000 de kilometri, a avut doar un singur proprietar și o să vedeți imediat, se vinde la un preț mai mult decât decent. Deci practic este o mașină second hand aproape nouă, care din păcate la noi în România nu prea se caută, adică majoritatea la prețul cerut pe acest Megane ar prefera un Passat cu mai mulți kilometri, într-o stare mult mai proastă. Vine cu jante din tablă pe 16, cu anvelope destul de ok. Interiorul arată ca nou, vine cu aer condiționat, 4 geamuri electrice, comenzi în spatele volanului și computer de bord. Deci nu este un Megane full option, dar repet, are doar 66.000 de kilometri, cu siguranță este o mașină care ține cu casa, foarte potrivită dacă nu ai un buget mare. Vine cu renumitul motor de 1.6 benzină de 111 cai, are 66.000 de kilometri, tiu valabil până în 2022, iar preț cerut 3.000 de euro. Ce spuneți, ar merita? Aici avem renumitul Golf 5, iar acum poate mulți dintre voi o să vă întrebați ce caută un Golf 5 în videoclipul cu mașini subapreciate, o să vă spun și de ce. Golful 5 în două uși de obicei este destul de subapreciat pentru că la noi în România se caută doar Golfuri 5 cu 4 uși. De ce? Nu pot să înțeleg, chiar dacă sunt unele persoane care circulă mai mult singuri, tot prefer un Golf 5 cu 4 uși, Golful de față vedeți și voi arată foarte bine. Cam așa arată în interior, are scaunele sport, aer condiționat, două geamuri electrice, computer de bord și cam atât. Deci este un Golf 5 destul de standard, doar că se află într-o stare foarte bună, are și inspecția tehnică nouă, motiv pentru care și prețul este puțin mai ridicat. Vine cu motorul de 1.6 benzină de 116 cai, are 185.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 2.000 de euro, deci este și destul de ieftin.
Aici avem un Volvo V50 din 2007, din nou un model destul de subapreciat la noi în România, pe care o să vedeți imediat îl poți cumpăra la un preț foarte bun. Într-adevăr, poate nu este cea mai frumoasă mașină, până la urmă, na, gusturile nu se discută, personal, mie chiar îmi place cum arată, adică este un model ceva mai diferit, în orice caz, pe partea de exterior arată chiar foarte, foarte bine, nu are deloc rugină. Interiorul arată foarte bine, avem scaune semi-piele încălzite, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, normal, senzor de ploaie și de lumină. În orice caz, pentru nivelul acesta de preț, eu zic că este o mașină destul de decent echipată. Bun, haideți să vă spun și specificațiile. Vine cu motorul de 1.6 diesel de 109 cai, cei drept are 317.000 de kilometri, deci na, puțin ca mulți, tune valabil până în 2022, iar preșerut 2.000 de euro. Următoarea mașină subapreciată ar fi această Kia Ceed din 2007, o mașină foarte potrivită dacă nu ai un buget mare și vrei o mașină care să țină cu casa, să fie ușor de întreținut, să fie fiabilă, clar o Kia Ceed ca aceasta ar fi o alegere excepțională. În plus de asta, o să vedeți imediat, mașina de față nici nu are un număr mare de kilometri, vine cu jante din tablă pe 15, cu anvelope în stare destul de bună. Interiorul arată foarte bine, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, două geamuri electrice. Clar, nu este o mașină pentru pretențioși, v-am spus, este foarte potrivită dacă nu ai un buget mare și vrei o mașină fiabilă și ușor de întreținut. Vine cu motorul de 1.4 benzină de 109 cai, are doar 92.000 de kilometri, v-am spus, este din 2007, iar prețul cerut este de 3.500 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem un BMW seria 5 din 2005, care este în varianta break. Motiv pentru care am și postat acest BMW în videoclipul de astăzi, pentru că la noi în România știm cu toții majoritatea caută doar BMW-uri sedan. Deci da, BMW-ul seria 5 în varianta break aș putea spune că este o mașină destul de subapreciată, chiar dacă ți-o poți cumpăra la un preț mai bun, chiar dacă poți să-ți cumperi un seria 5 mult mai întreținut, doar na, că este în varianta break. Cam așa arată în interior, scaunul șoferului are mici urme de uzură, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigația mare, trapă, comenzi pe volan, pilot automat. Deci cum vă spuneam, poți să-ți cumperi un seria 5 în varianta break destul de bine echipat, are jantele originale pe 17, normal, senzor de parcare față-spate, farurile cu xenon. Sunt curios ce părere o să aveți în legătură cu prețul și normal dacă v-ați cumpăra un seria 5 în varianta break. Vine cu motorul de 2.5 diesel de 177 de cai, are 182.000 de kilometri, iar prețul cerut a fost redus la 3.500 de euro. Ce spuneți, ar merita sau nu? Și ultima mașină subapreciată pe astăzi, care din nou ți-o poți cumpăra la un preț de sub 3.500 de euro, ar fi această Honda Accord din 2007. Inițial modelul acesta s-a lansat prin 2003 și s-a fabricat până prin 2007-2008. Deci dacă stăm să comparăm mașina asta cu anumite mașini nemțești din 2003 sau 2004, am putea spune că modelul acesta arăta de 5.000 de ori mai bine decât multe mașini nemțești. Deci chiar este o mașină care, v-am mai spus, îmi place foarte, foarte mult. Interiorul arată neașteptat de bine, avem scaune din piele cu reglaje electrice și încălzite, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, avem și trapă, normal 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, deci este și o mașină bine echipată, vine cu niște jante aftermarket pe 17, cu anvelope în stare destul de bună, are și farurile cu xenon. Sunt foarte curios ce mașină v-ați cumpăra voi din videoclipul de astăzi și care crezi că este subapreciată. Honda de față vine cu motorul de 2.2 diesel de 140 de cai, are 222.000 de kilometri, iar preț 3.300 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.